Frați și surori, vreau să vă spun că sunt un păcătos, dar vreau să mărturisesc pe Domnul meu. Ce vreau să vă spun, frați și surori, nu vreau să spun nimic de la mine, Iisus Dumnezeu și mi-e martor, dacă spun ceva de la mine. Vreau să spun despre cei care mă cunosc. Vă rog în numele lui Iisus să ascultați ce vă spun. Eu m-am recunoscut înainte Domnului și știu, am greșit, am păcătuit foarte mult înainte Domnului. Și de asta, frate și surori, vreau să mărturisesc pe Domnul meu de unde m-a scos în această zi. Azi dimineață, frate și surori, slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Azi dimineață mi se părea că a murit. Și era undeva sus, dar tot pământ era. Și acolo, când am apărut, mulți dintre cei care erau morți, zicea, da, ai venit și tu, a, și tu ai murit. Nu stai că să vezi ce te așteaptă pe tine, că ești un păcătos. Ești vai de tine. După care, mulți mă loveau dintre ei. Dar eu nu simțeam. Dar știam că-s mort, că a murit. Și frații mei m-am dus într-o coperă. Când m-am băgat înăuntru, era o grămadă de cunoscuți care au murit și eu îi cunoșteam. M-a făcut Domnul de cunoscut pe cei care au mărs și era în lume. Frații mei, înainte Domnului vă spun. Domnul meu martor. Dacă nu, așa chinuiți oameni, n-am văzut de când misiu. Era unul între ei, era cunoscut bine, era de la noi de acolo din Pâncotaru, fratele Lolea, Florea. Era mai mulți, dar chinuiți, vai de ei, nu mai știe de ei săracii. Unul dintre ei m-a spus, vai ce mă chinuie, vai ce lucră cu mine, dar eu, frați și surori, nu m-am simțit bine. Mi-e martor Iisus, dacă m-am simțit bine în locașul acela. Și atunci am ieșit afară din locul ăla, știind că-s mort. Și am zis, Iisus, Tu mă cunoști. Trimite-mă pe pământ înapoi, Tată. Te rog, trimite-mă înapoi, Tată, în suflet. Trimite-mă înapoi în trup. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu. La mai lasă-mă, Doamne, pe pământ să mă pocăiesc cu adevărat. Iară-te-mă, Iisus. Și iară mă băgam înăuntru și mă uitam la ei ce sufereau. Îți spun că orice rădeau, orice rădeau oamenii ei să vină înapoi pe pământ să se pocăiască. Dar îți spun că și eu am fost pântre ei și m-am simțit la fel ca ei. Dumnezeu mi-e martor. Am zis, Doamne, te rog în numele lui Iisus, eu nu vreau, Doamne, Dumnezeul meu să stau în acest loc. Te rog, Tată, dă-mi din nou viață pe pământ, ca eu să mă pot pocăi cu adevărat. Vreau să vă spun, frați și surori, că Domnul m-a dat din nou viață, dar îi spun că cei ce-au rămas acolo sunt foarte supărat, sunt foarte întristați, nu mai știe de ei. Unul din ei era așa un băiat tânăr, cam așa de anii mei, avea vreo 27-28 de ani, avea și el. Vă spun că nu mai știe de el, nu știa ce să facă și zicea că avea ceva în mână,
avea așa ca un telefon în mână și vrea să sune pe lor de acasă să le spună ca să se pocăiască, că locul unde e foarte greu. Frați și surori spun, pocăiți-te acum. Acum ai timp, când trăiești, să te pocăiești cu adevărat. Slăviți să fie Domnul. Nu-mi cuvinte să mulțumesc, Domnul, de unde m-a scos. Stăruiam și strigam către El și spuneam, Doamne, lasă-mă, Tată, pe pământ. Trimite-mă înapoi, Doamne, Dumnezeul meu. Știam că-s mort. Știam că-a murit. Frații mei, în numele Lui Iisus Hristos, vă rog, nu vă uitați în stânga și dreapta. Nu vă uitați la unul și la altul că păcătuit. Pentru că Satana, pe mulți o dărâmat, nu singurul care a făcut treaba asta, că l-am picat în lume și în curvie și în vai șaman. Vă spun, frații mei, înainte la Dumnezeu, vă spun să vă pocăiți cum n-ați fost. Pentru că locul acela care m-am dus, frații mei, era dureros, era durere mare. Slăviți să fie Domnul. Și poate nu mă parte unde m-a arătat Domnul. Dar îți spun că eu nu m-am simțit bine deloc. N-am vrut locul ăla. Poate sunt lucruri mai grele. Că m-au spus cei morți care era acolo. M-au spus, stai că nu m-a început. Tu stai să vezi ce o să mai se întâmple cu tine. Că știa că a murit. Și parcă când am intrat acolo, toți mă vedeau. Și știa, tu ai murit, nu haide cu noi. Stai, tu ești un păcătos. Ești ca și noi, vai și amar. Frații mei, în numele Lui Iisus Hristos, vă rog, nu priviți în stânga și în dreapta și pocăiți-vă că acum e ultimul moment să ne pocăim cum nu am fost niciodată. Lăudați să fie Domnul. Vreau să vă spun, frații mei și surorile mele, să nu vă uitați în lume, să nu spuneți de unul și de altul, frații mei, pentru că nu omul mântuie și Dumnezeu e Cel care mântuie. Slăvit să fie El, în numele Lui Iisus Hristos. Vă rog, ascultați, frate, cei ce-au murit și nu l-au avut pe Domnul, ar da orice ca să se întoarcă înapoi pe pământ ca să se poată pocăi, dar nu mai poate. Slăviți să fie Domnul. Fraților, pocăiți-vă împreună cu mine și căutați pe Domnul dintr-o inimă sinceră. Domnul vrea sinceritate, frații mei. Slăviți să fie Domnul. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos să mă iertați, frații mei, dar vreau să spun cât de bun e Dumnezeu și-L mărturisesc că-i viu în viața mea și m-a scos Domnul din priad, slăviți să fie El. Vă lați în brațul Domnului pe fiecare în parte și zic că puterea Duhului Sfânt să vă lumineze și să vă întărească.